Slăviți să fie Domnul! Astăzi vom avea cea de-a 10-a și ultima lecție din tematica relații frățești, intitulată Pe tine însuți, păzește-te curat. Adică, după ce ne-am dat seama că noi suntem rânduiți de Dumnezeu să slujim împreună. După ce am repetat diferite lucrări care trebuie să le efectuăm împreună, să ne rugăm unii pentru alții, la nevoie să ne corectăm, să ne ajutăm, să ne și bucurăm împreună că Domnul vrea să fim satisfăcuți de lucrarea ce o facem, iată că în final vom privi spre sfatul apostolic adresat de Pavel lui Timotei: pe tine însuți păzește-te curat. A spune că acest sfat este revizia de fond a relațiilor frățești. Iată contextul în care apare ea în Scripturi, în 1 Timotei, capitolul 5, unde, după ce sunt prezentate diferite tipuri de relații din biserică, între bătrâni și tineri, între cei de aceeași vârstă, între conducere și popor, chiar la nivel de familie, este scris aici, de la versetul 22, să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă. Această expresie are o conotație specifică, dar noi o putem lua într-un sens larg, adică vezi cu cine dai mâna, cu cine te ajuți, cu cine lucrați împreună punând mâna la o lucrare și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți, păzește-te curat. Mai cu seamă în vremea noastră când toate par a se reunifica. Religiile tind spre un ecumenism, statele spre diferite confederații sau structuri superstatale, firmele spre grupuri și concerne din ce în ce mai mari și transnaționale. În această stare, pentru că noi vom sta în mod solitar înaintea lui Dumnezeu și fiecare va da socoteală pentru sine însuși în ziua judecății sau va fi răsplătit ca atare, haideți să punctăm în mod categoric această sintagmă sfântă: pe tine însuți, păzește-te curat. Adică ideea separării de neamuri a evreilor pusă în față de Dumnezeu, pe care ei au înțeles-o nu întru totul cum a vrut Domnul, are în ea un adevăr divin. Dar, chiar mai mult decât atât, Dumnezeu nu a vrut doar ca Israel să fie separat de lume pentru a-și îndeplini scopul cu el. La un moment dat, împărăția lui Israel s-a divizat. Și celor care n-au fost de acord cu această împărțire, Domnul le-a spus: lucru acesta vine de la Domnul. Adică Dumnezeul lui Israel n-a fost de acord la un moment dat nici măcar ca fiii lui Iuda, care rămăseseră alipiți de templu din Ierusalim, să se unească cu fiii lui Efraim, comandanții oștirii sau a triburilor din nord. Deci, trebuie să înțelegem că atenționarea aceasta, și pentru aceasta vă citesc din Filipeni capitolul 3, a fost necesară și evident că este întotdeauna. Filipeni 3, de la versetul 1. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă! Expresia de bază din textul nostru. Păziți-vă de câinii aceia. Păziți-vă! Este reluată. De lucrătorii aceia răi. Păziți-vă! De scrijilații aceia. Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Vom aborda acest subiect în două puncte. Mai întâi, păzește-te de învățăturile false și, într-a doua parte, păzește-te de părtășiile vinovate sau păcătoase. Deci, cum
să ne păzim de învățăturile false. Ele pot să apară în interiorul comunității noastre. De exemplu, noi ținem la biserica noastră și spunem că avem o învățătură sănătoasă, dar asta nu înseamnă că de acum și până într-o sută de ani, neapărat la noi întotdeauna va curge numai apă bună. Va curge apă bună dacă o să grijim de amenajarea izvorului. Dar altfel, orice om, orice comunitate se poate degrada, poate fi afectată. Mai întâi trebuie să fim atenți la doctrina care este acceptată de noi înșine. Și vă rog să fiți atenți aici. Este ca o regulă nativă. Fiecărui om mi se pare că așa cum vede el este bine, este corect, este drept. Și înțeleptul scria în proverbe, multe căi par por omului bune, dar la urmă, el însuși poate să constate că n-au fost bune. De altă parte, suntem ciudați, în sensul că noi vrem să convertim pe alții și încercăm să le spunem, omule, verifică-ți învățătura, nu este bună, acceptă învățătura noastră. Și adesea, nouă ni se pare că ale noastre sunt neapărat toate perfecte. Dar dacă din învățăturile care le-am acceptat noi, ca indivizi, că nu credem toți în mod uniform asupra tuturor lucrurilor, dar dacă unele nu sunt cele corecte, suntem în stare, atunci când primim o nouă lumină, sau când ne cercetăm să ne corectăm, sau am fi dispus să facem revizie numai la alții și la noi niciodată? Iată ce scria Apostolul Pavel lui Timotei, cel care fusese ucenicul lui cel mai apropiat. Îi spune să nu fie superficial și să se cerceteze pe sine, dar în mod special în 1 Timotei, capitolul 4, el îi vorbește despre învățătură. 1 Timotei 4, versetul 13 și 16. Până voi veni, ia bine seama la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Ce învățătură dai altora? O învățătură care crezi că e bună. Dar dacă nu este bună? Dar dacă ai învățat până la un moment dat pe cineva nu cum este bine, te-ai putea corecta? Pentru că sfatul din această seară nu este doar pe tine păzește-te, indiferent de cum ești. Pe tine păzește-te curat, asta înseamnă înainte de a te păzi, trebuie să fii curat, să ai o învățătură curată. Și versetul 16. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Uneori s-ar putea să fim ca și acel rob al lui Ezechiel, slujitor, din 2 Împărați, capitolul 4, care s-a dus să adune cu curbete sălbatice și fiindcă nu le cunoștea bine, le-a pus în oală, la fiert, și a dat oamenilor să mănânce. Și s-a strigat imediat, moarte este oală. Dar bietul om a crezut că a făcut și el o treabă bună, e bucătar. Dar nu cunoștea că preparatele lui nu sunt sănătoase. Cu alte cuvinte, nu s-a dus la analize, la laborator, spunând, raportându-mă la vremea noastră, să își verifice produsele. Iată ce scrie tot Pavel, unui alt colaborator, Tit, capitolul 2, versetul 7, tot referitor la învățătură. Și dă de pe tine însuși pildă de fapte bune în toate privințele. Aceasta vom aborda mai târziu. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție și apoi păzește-te curat, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Fericit de omul care se poate cerceta pe sine însuși, care este gata să accepte, dă înțeleptului și se face mai înțelept. Nimeni să nu se socotească singur înțelept.
Asta nu înseamnă să ajungem într-o stare de îndoială permanentă și să spunem, da, dacă nici așa cum cred nu este bine. Dar dacă n-am ajuns la cunoștința adevărului. Iacov ne sfătuiește în epistola sa să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, să o cerem cu credință, fără să ne îndoim, și înțelepciunea ne va fi dată, și când avem înțelepciune de la Dumnezeu, vom putea să percepem adevărul. Și când l-am priceput, să ne fie clar și să-l păstrăm. Eu m-am referit în mod special la acele adevăruri care nu ne-au parvenit în mintea noastră prin studiere sau nu le-am primit de la un om sănătos, cum a zis Pavel către Timotei, tu știi de la cine le-ai primit. Poate le-am moștenit din tradiție. Sau poate citind noi în Biblie așa superficial, am extras o idee care nu este în concordanță cu adevărul și într-o corelație corectă cu restul Scripturii. Asupra acestor idei care nu sunt întemeiate, să ne revizuim, dar asupra ceea ce este clar și Domnul ne-a dat înțelepciune, să păstrăm. Amin. De asemenea, trebuie să fim atenți la comunitatea locală, la colaboratori. Primul rând, dacă pe noi ar fi să ne afecteze cineva, la nivelul învățăturii, ne afectează și ei din biserica locală. De exemplu, predicatorii noștri care, duminică, joi, ne dau învățătură. Nu alții de la altă biserică, ci nu vin la noi. Sau ne pot afecta predicatorii care invităm în mod curent. La ei trebuie să fim atenți. Noi poate suspectăm pe cineva când nu-l cunoaștem. Și atunci suntem cu ochii în patru. Trebuie să fim atenți la ei noștri. Ce spun? Ce ne învață? De aceea, Scriptura ne spune, și citesc două versete din Cartea Proverbe, mai întâi capitolul 13, versetul 20. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Foarte bine să ai în comunitatea locală înțelepți. Dar poate să fie și altfel. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. De ce? Fiindcă nebunii spun nebunii. Și asta e pasiunea nebunului, să vorbească. Iată ce scrie tot în Proverbe, la capitolul 19, versetul 27. Cu referință la învățătură. Încetează, fiule, să mă asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Referința de aici denotă o stare, o situație de învățătură repetată. Deci, pe care o auzi săptămâna aceasta și următoare, și îți dai seama că te duce pe o calerea. Încetezi să o mai asculți. De aceea este indicat să fii membru într-o biserică sănătoasă. Imaginați-vă că cineva ar zice în inima lui, vreau să mă pocăiesc, dar continuă să frecventeze o anumită comunitate unde învățătura este stricată. El va fi afectat. În domeniul acesta, cel mai atent trebuie să fie cel ce conduce. Lucrătorii. Iată ce scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 28. De aceea vă sfătuiesc să nu judecați în necunoștință de cauză când frații slujitori nu folosesc pe cineva la slujbă. Sau când nu îi invită pe un anume predicator. Ei sunt responsabili de ceea ce fac. Iată ce spune Pavel unui grup de prezbiteri locali. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lucrăpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru. Aici este problema la care unii greu fac față. Deci, crescuți de noi, care s-au dezvoltat în interiorul adunării,
Poate sunt copiii noștri. Sunt frații cu care ne-am botezat deodată. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Așa ceva a fost numai atunci? Nu este și astăzi? Dintre ei noștri. Lucruri stricăcioase. Ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați asupra celor ce predică, asupra celor ce învață. Domnul să ne dea lumină la toți. Să fim atenți la ceea ce am crezut și la cei și la ceea ce ne învață frații care ne predică la amvoane. Apoi, trebuie să ne păzim de o învățătură falsă din exteriorul comunității noastre. De exemplu, avem un post de radio local sau regional, național, și noi auzim predici numai de la cei din biserica noastră. Auzim și de la unii care poate noi nu i-am acceptat. Vremea noastră putem să ascultăm pe diferite suporturi electronice învățături de toate felurile. Internetul este plin de informații, printre care și religioase. Putem citi cărți. În ce fel ne vom păzi curați la nivelul învățăturii? Trebuie să fim foarte atenți că există îngeri îmbrăcați în lumină, ca în veliș, nu ca și natură. Iată ce scrie Apostolul Pavel Galatenilor în capitolul 1, pagina 1139, despre astfel de posibilitate. Citesc de la versetul 6. După ce Pavel, vă reamintesc situația, a trecut prin Galatia, în cea din tâi călătorie misionară, și-a fondat mai multe biserici. După el au mers alții care au învățat alte lucruri. Și credincioșii de acolo au ajuns în dilemă. Nu știau ce au de făcut. În mod special se punea problema între un creștinism centrat în Domnul Iisus Hristos sau un creștinism împletit cu legea Vechiului Testament, ca și aspecte ceremoniale. El zice, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul Dumnezeu la o altă Evanghelie. Deci a apărut o altă. Nu doar că este o altă Evanghelie reală, dar sunt unii care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă provăduiască Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am provăduit-o noi, să fie anatema, adică să fie lepădat. Cum am spus, o spun și acum, dacă vă provodește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Deci iată cum pronunță în mod repetat o sentință maximă împotriva celor care vin să altereze învățătura. Și tot el scria în 2 Corinteni, capitolul 11, două foi în urmă, de la versetul 13 următoarele. Oamenii aceștia, cu învățături false. Sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu este de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Deci, acum trebuie să fim mai atenți ca oricând. Ce învățături primim? Iată ce scria și celălalt apostol de bază, aș spune, Petru, apostolul iudeilor, în a doua sa epistolă, la capitolul 2, de la versetul 1. În noroc s-au ridicat și proști mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor,
Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor, care este scopul, vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Deci, ne trebuie mult discernământ ca să înțelegem. Și Domnul însuși a spus, citesc din Matei capitolul 24, versetele 4 și 5, drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Vă întreb, dumneavoastră aveți o listă în minte de oameni cu învățătură sănătoasă și o alta de oameni cu învățătură stricată? Trebuie să existe două categorii. Hristosul cel adevărat, cu o evanghelie a mântuirii și a păcii, a evlaviei și alt gen de învățături. Dacă la noi tot ce-s bun, mie îmi place și de fratele Cutare, și de celălalt, și de X, și de Y, și de Z, adică ți se potrivește orice haină. Tu poți să mănânci orice mâncare. Ești imun, nu te intoxici, nu te îmbolnăvești. Nu. Ce se întâmplă niciun rău. Nu este normal. În situații cronice, aș zice eu, oamenii care alterează și strică cuvântul și care pot să fie un pericol pentru comunitatea locală, nu este greșit să fie dați chiar cu numele. Vă rog să mă înțelegeți. Nu este grija noastră să pomenim pe toți apostații din Arad până Constanța și până în Australia. Dar dacă este cineva un pericol iminent, el trebuie chiar pomenit cu numele pentru ca să se știe. Cel puțin, dacă unii nu au înțelegerea aceasta, trebuie dată o explicație. Iată cazul din 2 Timotei, capitolul 2, unde Pavel se adresează acestui slujitor, pentru că aceasta este ordinea. Întâi trebuie să spui slujitorilor cine este acest rătăcit de la adevăr, iar la nevoie, cum am citit și din Filipeni, chiar masei de credincioși. 2 Timotei 2, de la versetul 16, ferește de vorbările goale și lumești. Că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet. Iată erezia lor. Care s-au bătut de la adevăr, ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Oare ce înviere? Cum își imaginau ei intrarea în împărăție? Așadar, au trebuit nominalizați. Și pe pagina din dreapta este amintit un alt nume, capitolul 4, versetul 15 și 16. Alexandru, cărdărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Așadar, încheind acest prim punct al păzirii, să ne păzim pe noi, pe cei din biserica locală, și apoi să ne păzim și de cei din afară. Și pentru că în vremea noastră informațiile circulă în cel mai rapid mod întâlnit până acum, aproape toți oamenii sunt lângă noi. Noi nu putem să spunem, este cineva în Australia, dar el nu o să vină cu vaporul la noi să ne învețe o erezie. Poate să ține predica acolo și a doua zi să o auzi aici. Sau să fie introdusă pe internet și să o auzi foarte repede. De aceea trebuie să ne păzim și Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Acum, într-o a doua parte, vreau să observăm cum trebuie să ne păzim curați de părtășiile cu oamenii vinovați, care sunt murdare, aș spune. Pentru că nu mă pot eu păstra curat,
dar să mă duc pe motociclete, de exemplu, cu un murdar, ce se va întâmpla? Nu se poate să fii în părtășie cu un om vinovat și să nu te afecteze. Mă refer la o părtășie spirituală. Altfel poți să mergi și lângă tine pe scaunul din autobuz să fie un om care este musulman sau altă nebunie din lumea aceasta. Dar când te-ai deschis spiritual, este altceva. Dar iarăși vom păstra aceeași ordine. Mai întâi, fii atent asupra ta însuți. Pentru că nu există numai posibilitatea să te murdărească altul. Există posibilitatea să te murdărești singur. Iată ce scria Pavel Filipenilor, unei biserici cu care era în relații foarte apropiate, cărora le scria așa de la suflet. Filipeni, capitolul 1, versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrend de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tare în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Și 2 cu 12. Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultător, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Adică, un exemplu ușor de înțeles. Dacă un elev este meditat de un profesor și rezolvă un exercițiu, dacă l-a greșit, este aici lângă el, mentorul, și îi spune, vezi că n-ai aplicat o metodă corectă, vezi că ai greșit la operație. Dar dacă profesorul nu e aici și el este singur, el poate greși și săracul nici să nu știe. De aceea trebuie să fii cu atât mai atent când ești singur, că nu este nimeni să te verifice. Verifică-te tu, ca să nu caz în păcat. De exemplu, dacă ești cu altul, îți poate spune niște lucruri rele și îți introduce în minte o scenă neplăcută. Dar ce, singur nu te poți gândi la ceva urât? Păzește-te mai întâi când ești singur și apoi păzește-te de alții. Suspectează-te pe tine însuți și mai întâi la cuget. Acolo este inima sufletului. Pavel îi scria lui Timotei în întâia sa epistolă, la capitolul 1, despre izvorul acesta al vieții, al minții, al Duhului. 1 Timotei 1 cu 5 și 6. Ținta poruncii este dragoste. Știți, toate poruncile se cuprind în această stare, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Fii sincer cu tine însuți. Nu trăi o viață duplicitară. Versetul 18. Porunca pe care ți-o dau fiului Timotei după prorociile făcute mai înainte despre tine este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Deci, a te păzi curat înseamnă mai întâi păzește-ți cugetul curat și cugetul spune dacă ai gândit rău, dacă ai urât pe cineva, dacă o învățătură îți întulbură mintea și deja nu mai crezi în ceea ce ai crezut și a fost bine. Cugetul tău este martorul nedeslipit de tine. Acesta trebuie păstrat curat. De exemplu, un om se poate păstra curat la nivelul vorbirii. Vorbește frumos și atent cu surorile, știu eu, cu femeile pe care le întâlnește în societate, dar în mintea lui să fie întinat de niște imagini ce le-a văzut, de niște gânduri care insistă asupra minții lui și apoi îi vor presa trupul. Poate va rezista ani în șir, să nu se murdărească fizic, să nu pună mâna pe vreo femeie, dar nu-i curat la cuget. Acolo este prima întinăciune. Apoi, după gânduri, se nasc, sau din ele provin vorbele. Și Solomon scria la Proverbe, capitolul 18,
Și cu aceasta spun, fii curat la vorbe. Degeaba se spune, vorbi urât, vorbe murdare, vorbe porcoase. Păzește-ți limba curată. 18 cu 20 și 21. Din rodul gurii lui satură omul trupul. Din venitul buzilor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Deci mare atenție, aici este roata vieții la limbă. O vorbire curată. Voi aminti puțin mai târziu vis-a-vis de felul în care ne pot afecta vorbirile necurate sau murdare. Următorul nivel după vorbire este trupul. Păzește-ți trupul curat. Iată ce scrie în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Deci un tânăr sau o tânără, pentru că în vremea noastră e multă mizerie, care nu își poate stăpâni ființa. Ca să nu mă zic de familiști. Și-a pierdut curăția. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Lumea aceasta este o mizerie imorală fără precedent. Sunt întinați ochii oamenilor, mâinile le sunt murdare și astfel este întinat întreg trupul. Că cine se unește cu o prostituată, zice Pavel în 1 Corinteni 6, se întinează în întregime. Dar trupul poate să fie murdărit nu doar prin curvie, sunt și alte pofte care murdăresc. Pot să fie cuiva murdare mâinile, prin lăcomie. Sau sunt situații când cineva chiar ajunge să lovească pe cineva. De aceea trebuie să ne ferim de toate poftele, de la mândrie până la curvie, de la mânie până la lăcomie, la toate, toate. Și Apostolul Pavel, cuprinzând, aș spune eu, un spectru mai larg, total al manifestărilor firești, zicea în 1 sa epistolă, capitolul 2, versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Și poftele acționează la nivelul membrelor, mâinile noastre, urechile noastre pot fi murdărite prin receptarea unor sunete, cuvinte, muzică, de factură păcătoasă, demonică. Adică, încorporându-le pe toate, trebuie să ne păstrăm curat în tot ceea ce facem. Iată cum îi scria Pavel lui Timotei, cuprinzându-le pe toate câte Domnul i le-a pus în minte, în 1 Timotei 4 cu 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Domnul să ne ajute să fim curați. Cât e de plăcut să vezi un copilaș curat. Parcă toți l-ar lua în brațe, nu mama mica. Fără că-i murdar? Poate nu mama mica să îndură să o spele. Chiar și un om în vârstă, poate uzat de ani. Dacă vezi că este cu haine curat, aranjat, orice nație să fie, dacă este curat, la îmbrăcăminte, este spălat, pieptănat, tuns, aranjat, poți să intri în companie cu el. Dar cine este murdar, cum poate vedem uneori câte un biet copil al străzii, într-o stare ingrată, mizeră,
Este ceva ce îți creează dintr-o dată repulsie. Dar cât de curat suntem noi? Doamne, ajută-ne! Pentru că Tu ne-ai spălat cândva prin sângele Tău. Ai pus la îndemână o apă sfântă pentru noi. Ai simbolizat eliminarea mizeriei prin apa botezului, dar ne-ai curățit cu cuvântul Tău și cu Duhul Tău. Domnul să ne păstreze curați și să ne grijim hainele, să intrăm pe porți în cetate, cum este scris în cartea Apocalipsei. Dacă cineva nu este curat, sfatul Scripturilor nu este o acuzație fără soluție de rezolvare. Și în 2 Timotei, capitolul 2, Apostolul Pavel scria, de la versetul 20, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Fiecare are valoarea lui, după cum i-a creat Dumnezeu. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, iar altele pentru întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, cele trecute mai sus, în epistolă, de diferite vicii, de fără de lege, va fi un vas de cinste. Deci nu e nevoie de vase de ocară, numai de cinste. Sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fiecare pentru sine să intre într-un proces de curățire. Când în tinerețe am vrut să încurățesc limbajul, n-am înjurat că n-am fost în lume. Dar aveam diferite vorbe, așa, ușoare, în adolescență. Vreo 6 luni de zile am intrat într-un regim strict de verificare a vorbirii. Nu spuneam decât numai ce trebuie. Un bună dimineața sau un bună ziua, și fraza care o spuneam, enumeram cuvintele. Și în câteva luni am reușit să mă scap de niște sintagme ale păcatului, de niște expresii care le rosteam așa ușuratic. Uneori le rostim fără să fim conștienți. E nevoie să ne curățim vorbirea. Că degeaba este o apă curată, dar are niște strop de ulei pe ea. Cine bea? Nimeni. Este nevoie să ne curățim privirea. Când privești spre păcat, este mai grav ca și când te uiți la unul care sudează. Abateți ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Până când o să se regleze în înțelegere cu mintea, aș spune, și când văd ceva păcătos, nu se mai uită. Le este mult mai la îndemână să privească în altă parte. Ca să nu mai spun de mâini sau de picioare să alerge spre un loc vinovat sau mâinile să atingă ceea ce nu este curat sau cu o intenție păcătoasă. Curățirea o face Dumnezeu prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt. Dar dacă ne lăsăm curățiți, nu fim ca un copil pe care mămica îl spală pe o mânuță în apă și cu cealaltă iară în nisip. Sau peste 5 minute este înapoi, în noroi. Zice Iacov în epistola sa, la capitolul 1, de la versetul 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Iată ce scrie mai departe. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și constată murdării, lucruri care nu sunt aranjate. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va îndânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui, dar pentru aceasta este nevoie să ne dăm toate silințele. Dați-vă și voi toate silințele, scria Apostolul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, ca să uniți toate calitățile sfinte cu eforturi și să ajungem la o stare plăcută înaintea Domnului. Sau alte ori este nevoie, cum scria Pavel în Coloseni, capitolul 3, să omorâm, să legăm mădurarele noastre vinovate, să
ne răstignim firea noastră. Fiecare trebuie să se lupte pentru o curăție în trăire. Să fii curat în fața cugetului tău, în fața lui Dumnezeu. Apoi, după ce am fost atenți asupra noastră, trebuie să fim atenți asupra colaboratorilor. La adunarea în care suntem, în familia în care suntem. Atenție să nu fie afectat în familie. De exemplu, tu ești pocăit în casă. Toți ceilalți nu sunt pocăiți, sau sunt un fel de pocăiți liberali, lumești. Tu te-ai dus acasă, ți-ai propus, citești în Biblie. Ei se pun la o discuție de clevetire sau discută așa de toate. Politică, economie. Și te lași prins acolo. Vei vedea că te-ai murdărit. Și vei constata aceasta tu însuți, dacă te retragi apoi și te duci într-o cameră să te rogi. Și numai nu te poți ruga liber. Că te gândești și la unul și la altul. Ca să nu mai spun dacă te-a pus să urmărești o emisiune cu știu eu ce scene. Sau pot să fie doar așa, derulări de evenimente nonsens. Un fel de stare așa, de șertăciune. Când nu se mai ajunge la un capăt. Și nu mai este un epilog sănătos și o învățătură clară și curată. Scriptura ne spune să ne mântuim soțul dacă nu-i pocăit. Să încercăm să ne mântuim soția. Adică încearcă să-l sfințești tu pe el, dar vezi să nu te murdărească el pe tine. Căci Pavel zice în 1 Corinteni capitolul 7, versetul 16, căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Îți dorești. E o realizare. Dar cine știe dacă nu cumva te va trage el sau ea pe tine la rău? Chiar de aceea este interzisă căsătoria cu un necredincios. Nu doar pentru că ți este viața mai grea și mai amară, ci ca să nu te ducă în lume, la mizerie. Vezi la un frate de corp, la o soră, la altcineva din familie. Aici, ceea ce vă citesc din Galateni 6, e valabil în general, dar eu amintesc acum, pentru că noi suntem aproape de cei din familie. Galateni 6 cu 1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnice să ridicați cu duhul blândeții. Și atenționarea de care noi vorbim. Și ia seama la tine însuși ca să nu fii ispitit și tu. De aceea, atenție la viața de familie. Câștigați-i pe ceilalți. Fără cuvinte dacă nu ascultă învățătura. Dar nu vă lăsați corupți de ei. Chiar dacă veți pierde anumite avantaje la nivel de familie. Poate soțul tău te va amenința cu divorțul. Dacă nu te compromiți cu el, dar nu te poți murdări. Nu poți fi permis lui, de exemplu, în relațiile intime, să facă tot ce vrea. Sau nu poți să fii părtaș cu altcineva din familia ta la niște ilegalități care te vor aduce poate în fața instanței cu vremea. Păzește-te pe tine curat. Fii aproape de el, ești dator, datoare, să-i slujești cu trupul, cu munca ta, să vă administrați împreună banii, dar să te păzești curat, acolo unde există riscul să-ți murdărești sufletul, să-ți întinezi cugetul sau chiar trupul. Apoi, la nivel de comunitate sau la nivel de societate, evită oamenii viciați. Aici este o slăbiciune a prieteniilor. Nu te poți păzi curat dacă ai un prieten rău. Cine se aseamănă, se adună. Dar e valabilă expresia și cororal. Cine se adună, se aseamănă cu vremea. Așadar, evită oamenii clevetitori. E un păcat care nu se vede, se simte după aia, în
neplăcerile ce ți le provoacă în interior, în efectele ce le emite în jur. Zice în Proverbe, deschidem aici că vom citi mai multe versete, capitolul 20, versetul 19 mai întâi. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse, și astea sunt plăcute, așa, l-a auzit. Și cu cel ce nu-și poate ținea gura, să nu te amesteci. Când vezi câte unul sau câte una că știe prea multe, lasă-l în pace. Nu își ghebea o prietenie cu el. Scutură-te, scapă-te de el. Încearcă să-l pocăiești, să-l aduci la adevăr, dar dacă vezi că nu se poate, e prea viciat, nu-i pace. Găsește-ți alt prieten, sănătos. De asemenea, evită părtășirea cu cei mânioși, oamenii irascibili, scandaloși, care din patru întâlniri ce le ai cu ei, în două, dacă nu în trei, erau supărați pe cineva. Tot în Proverbe este scris, capitolul 22, versetele 24 și 25. Și vă rog să rețineți, toate sunt sub incidența, sub atenționarea de a nu avea părtășie cu ei. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. În continuare scrie și de alte categorii, de exemplu, nu fii printre cei ce pun chezășii, pentru cei ce dau zăloc pentru datorii. Iată o altă stare. Proverbe 26, de la versetul 24. Nu te împrieteni cu oamenii răutăcioși. Așa o să-ți prezinte pe ceilalți, încât o să zici, nimeni nu-i mai bun. O să spună că și Ionel este rău, și Maria este rea, și altul este păcătos, tot Israel. Proverbe 26, la versetul 24. Cel ce urăște se preface cu buzele și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, că șapte urăciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefecătorie, totuși răutatea lui va fi descoperită în adunare. Cine seapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce spre cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea. Rețineți, dacă ați fost atenți. Oamenii răi, când stau de vorbă cu noi, nu ne vorbesc pe noi de rău, pe alții. Nu caută să ne facă rău nouă în relație directă, caută altora, ei umblă cu curse, cu gropi pregătite. Apoi, în relație cu alții, vor să ne bombardeze pe noi. Nu lăsa să te folosească nimeni drept mijloc de a ataca pe alții. Nu-i da apă pe moară dacă vezi că el nu macină făină bună, nisip și pietriș. Nu-i ajuta pe oamenii aceștia. Încearcă să-i aduci spre bine, spre adevăr. Generalizând situația, citește din Proverbe 1, de la versetul 10, unde suntem îndemnați să nu ne încurcăm cu oamenii care comit ilegalități. Diferite afaceri, înțelegeri. Mai eu vă sfătuiesc nici să nu vă lăsați prinși în diferite angrenaje politice, unii cuprinși de duhuri de mândrie sau de alte scopuri, se angrenează la nivel local, intră într-un partid și fac campanie. Și încolo nu iese nimic, te faci din minune, îți câștigi antipatii, pierderi. Dar de ce trebuie să te unești cu ei? Păzește-te curat. Proverbe 1 cu 10. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăjească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vină cu noi, nu te du. Vezi unde te cheamă. În special tineri, dar sunt unii oameni foarte deschiși o viață întreagă la prietenii. Oricine îi cheamă, ei se duc. Iată ce scrie tot aici și în capitolul 2, de la versetul 12.
înțelepciunea, vrea să te scape de calea ce are de omul care ține cuvântări stricate, stări despre care am vorbit. De cei ce părăsesc cărările adevărului ca să umble pe drumuri întunecoase? Feriți-vă de ei! Așadar, trebuie să ne curățim pe noi și să fim atenți să ne păzim de oamenii murdari. Dau două exemple în final. În cartea Ezra, la capitolul 4, știți că Ezra și Nehemia au fost contemporani, ei s-au apucat sub călăuzirea Domnului să reorganizeze administrativ Ierusalimul, au fost construite sub guvernarea lui Nehemia zidurile, sub Ezra a fost reinstaurată viața spirituală și slujbele de la templu, care căzuseră într-o apatie, și auzind despre intenția lor, dar cu un scop vinovat, au vrut și alții să li se asocieze. Iată ce scrie în capitolul 4, de la versetul 1. Vrăjmașul Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis, să zidim și noi cu voi. Că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Adică suntem de 250 de ani aici. Nu, sub 200 de ani, așa. Și ne asociem împreună. Nehemia, Ezra, n-au acceptat. A fost însă un mare preot pe nume Eliashib, care a fost prieten cu toți. S-a încuscrit cu ei, i-au adus în încăperile anexe ale templului Domnului diferite lucruri și atât de mult l-au întristat și i-au dat de furcă la Nehemia și la Ezra, cum vă citesc din capitolul 13, oamenii aceștia care n-au știut să se păzească de dușmanii Evangheliei, a spune, raportându-ne la noi. Nehemia 13, de la versetul 6. Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea. Versetul 7. S-a dus la Ierusalim și a văzut răul pe care îl făcuse Eliashib, pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Nu ni se spune că Eliashib a fost un om stricat, dar colaborarea lui cu Tobia, cu Sambalat și cu alți dușmani, care mergeau din prietenie în prietenie până la dușmanii cei mai agresivi, a fost vinovat. Versetul 9. Apoi am poruncit să se curățească odăile. Dragii mei, în mod special mă adresez capilor de familie, curățiți-vă camerele și vedeți cine vă intră în casă. Și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu și darurile de mâncare și tămâia. Numai așa se poate face o lucrare sănătoasă, în curăție. Să nu amestecăm lucrurile. Dumnezeu este sfânt. Când Acan a ascuns sub dușumeaua casei lui, sub podeaua cortului, acele lucruri vinovate, Domnul a fost supărat pe tot poporul. Când cineva în tabără era necurat, din punct de vedere fizic, după cum era rânduiala în Vechiul Testament, Domnul i-a spus, eu nu mă prezint în tabără, nu suport necurăția. Iată, poate un exemplu mai concret din Noul Testament, în persoana apostolului Pavel, apostolul nostru al neamurilor, și știm din Fapte 19, unde este descrisă lucrarea lui în Efes, și de la versetul 8 este scris că el s-a dus în sinagogă și a început să predice, să învețe oamenii spre Domnul Iisus. Căutând să-i înduplece, dar în versetul 9, fiindcă unii dintre ei rămâneau împietriți și necredincioși, și nu numai atât, vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, iată cum Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norodul școala unuia numit tiran. Deci s-a separat. De ce să fie scandal? Pentru că nu este treaba noastră să vorbim pe alții de rău, doar atât facem. Ne separăm pe tine însuți, păzește-te curat. Ce frumos ar fi să ne păzim ființa, casa,
biserica. De aceea Pavel și sfătuia, după cum vă citesc din Roman capitolul 16, cum să ne păzim la nivel de biserică. 16:17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Păstrați distanță. Căci astfel de oameni nu slujiți lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecului lor și prin vorbiri dulci și amăjitoare înșeală inimile celor lesne crezători. Și pentru păstrarea curăției, Pavel a fost nevoit să fie foarte tranșant. Iată un exemplu în Galateni 2. Citim de la versetul 4. Din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă ralobie, noi nu ne-am supus și nici nu ne-am potrivit lor nicio clipă, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Deci el nu s-a împăcat cu cei care aveau o învățătură greșită. Rețineți expresia aceasta, nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă măcar. A fost foarte clar în despărțirea adevărului de minciună. Și în exemplul de aici, citesc de la versetul 11, despre acest fond, să fiți cu iudei, să fiți bine cu toți. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am sădut împotrivă în față căcerea de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacob, el mânca împreună cu neamurile, după regimul alimentar al neamurilor. Dar când au venit ei de la Ierusalim, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă după dreptarul Evangheliei, am spus lui Chipa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Deci, el ținea foarte mult la sinceritate, la curăția cugetului. Oare ce era în cugetul lui Petru atunci? În mod sigur nu era ceva clar. De aceea, Domnul să ne ajute să ne păstrăm curați. Să grijim de aspectul învățăturii și apoi de cel al trăirii. Întotdeauna să ne punem întrebarea, dragii mei, nu raportându-ne la organizația noastră. Asta e o slăbiciune generală. Așa sunt și alții. Și asta nu e un mod înțelept de a te verifica. Ci înțelept este să te verifici înaintea Domnului și a luminii cuvântului său, întrebându-te, cum zicea Petru în a doua epistolă, capitolul 3, vorbind despre venirea Domnului, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Pentru o purtare sfântă, curată, evlavioasă. Și nu uita, păzește-te pe tine curat. Nu fi numai un Adam care lucrează. Este o afecțiune a vremii noastre. Campanii evanghelistice, misionăm în toată lumea, ajutăm în toate direcțiile, colaborăm cu toți, organizații. Nu fi numai ca un Adam care lucrează. Fii înțelept, căci Dumnezeu i-a spus lui Adam nu doar să lucreze, ci să păzească grădina. N-a păzit-o. A lucrat, dar n-a păzit. Și de aceea a pierdut-o. Și a fost scos afară din ea, așa cum știți. Și închei cu versetul din Proverbe 16:17, pe care n-ar fi rău să-l memorăm. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Repet, calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Amin.